La Brăila, caii umblă prin oraș ca pe câmp, iar când le este foame, mănâncă din tomberoanele de gunoi din fața blocurilor. Nu este prima dată când animalele sunt văzute prin oraș, dar autoritățile nu pot face prea multe. Oamenii legii spun că nu pot confisca animalele pentru că nu există lege pentru asta. În acest caz, polițiștii au amendat proprietarul cailor cu 1000 de lei pentru distrugerea zonelor verzi. Dacă ar fi dat amendă pentru neglijență legată de nesupravegherea animalului, suma ar fi fost mult mai mică. De obicei, proprietarii cailor lăsați să umble pe străzi se scuză că nu știu cum s-au dezlegat animalele din locul unde fuseseră priponite. Locatarii din zonă cred însă că proprietarii lasă caii liberi ca să scape de grija de a-i hrăni.